binecuvântat să fie Domnul. Amin. Duminica trecută am avut o mare bucurie pentru Adrian și Mădălina, că au intrat în apa botezului și au făcut legământ cu Domnul să slujească până la viață și mă bucur că a venit în seara aceasta în biserica noastră și că zicem în toată bun venit în marea familia Domnului. Până să-i binecuvânteze. În seara aceasta este o seară de tineret. Am ascultat multe cântări frumoase, zidintoare, care ținață inima spre cerul și care ne zidesc în credință și care ne întăresc în credință. Acum aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului, care este un cuvânt deosebit în seara aceasta, cu foarte multă învățătură. Și vreau să le citesc primul verset care s-a citit în seara aceasta, din Proverbe, capitolul 4, versetul 20, unde cuvântul Domnului spune: Fiule, ia minte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Amin. Așa de frumos ne sfătuiește cuvântul Dumnezeu, se adresează ca un orfi. Când te adresezi unui copil, poți să te adresezi cu mod răstit, să-l cerți, să fii dușmănos, să fii aspru în vorbă, sau poți să vorbești cu un copil într-un mod ca părinte politicos, frumos, și te adresezi într-un mod frumos cu copilul tău. De aici, cuvântul Domnului nu este mustător deloc, ci este sfătuitor. Și zice așa: Fiule, ia aminte la cuvintele mele. E valabil și pentru cei bătrâni, e valabil și pentru mine, la fel de bine, și pentru mine, și pentru fratele Iosif, și pentru toți din biserică, să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Să iei aminte la cuvintele mele. Fii atent. Ascultă. Privește. Ia-l în considerare. Fiule, ia aminte la cuvintele mele. Unii copii se pregătesc cu olimpiadă, cel puțin doi părinți mi-au spus când citesc materialul pentru din împărască, pentru unul, doi și împărat să pregătesc, zice, știi, până acum citeam repede, un împărat, doi împărat, treceam la un împărat la altul, dar acum mă opresc. Mă opresc și citesc ce-a făcut, ce n-a făcut, unde a făcut, cum a făcut, de ce a făcut, pentru ce a făcut și apar atâtea întrebări din textul ăsta. Asta înseamnă când noi citim un text din Sfânta Scriptură, citești un cuvânt, începi să spui întrebări pe textul citit. E așa de ușor să citești cursiv o istorie, după istorie, după istorie, și citești 10 istorie într-o seară și zici, vai cât am citit în seara din cuvântul Dumnezeu. Și dacă te-aș întreba a doua zi, ce-a făcut Iosafat? Ce-a făcut Iosua? Ce-a făcut Ezechia? Ce-a făcut? Încurc pe unii cu alții. E foarte important să luăm aminte. Să citim puțin, dar să luăm aminte la ce citim. Să rămânem cu ceva. Să memorăm, dacă putem. Să memorăm cât de mult și să fim practici cu ce memorăm. Vreau să vă spun un lucru care nu l-am spus des. Deci o seară înainte să mă culc, în patul meu, pe pernă, zic cel puțin un verset care l-am memorat. Cel puțin mă culc un verset în gând. Așa mă culc în fiecare seară. Sunt excepții când nu mă culc așa. Deci zic un verset, două, trei, 10 versete, mi le zic în minte și mă culc cu ele în gând. Ia aminte, zice cuvântul Domnului, cucetă. În cartea lui Daniel găsim despre Nebucadnețar. Dumnezeu i-a vorbit, inima lui s-a îngânfat și Dumnezeu l-a avertizat. Vezi că o să se întâmple lucrurile. Și s-a întâmplat. A ajuns să mănânce iarbă ca boi, i-a căzut într-o nebunie. Și apoi Domnul i-a dat mintea la loc și l-a lăudat pe Domnul. Dar după a venit fiul său la tron, Belșațar. Și foarte interesant că Dumnezeu îl mustră pe Belșațar și la un moment dat el trăiește în destrânare, hotărăște ca să ie vasele care au fost luate din casa Domnului și să bea din ele împreună cu mai marii lui și să le cinstească. Și vede o mână scriind pe zid. A prins așa spaimă, a început să-i se bată picioarele, i s-au desfăcut încheieturile, nu mai putea să stea efectiv în picioarele de spaimă. Și îl cheamă pe toți. Ce înseamnă scrierea aia de pe zid? Și până la urmă, nu intru, că cunoașteți istoria cei mai mulți, zice Daniel, îi zice Galge și Daniel la el și zice: De aceea pleacă-ți sfatul meu. De aceea împărate, Daniel 4:27, de aceea împărate, pleacă sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește din neplinire. Rupă cu nelegile tale și ai milă de cei nenorociți. Poate că îți va prelungi fericirea. Și versetul 5:22, dar tu, Belșațar, fiul lui, tu nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Și mai înainte zice, de ce o pățit tatălui? Tu ai știut!
Dar n-ai luat aminte. Nu ți s-a smerit inima? În casa Domnului din locul acesta, de multe ori se vorbește. Întâmplă experiențe, cum am văzut în seara aceasta, mărturia lui. Și nu luăm aminte. E foarte important. Citim cuvântul Domnului să luăm aminte. E foarte trist să asculți o predică și să nu găsești o aplicație personală în predica aia. Sau să o deduci tu care ar trebui să fie aplicația ta personală. Trebuie să avem aplicație personală în predică. Trebuie să avem aplicație personală când citesc acasă cuvântul. Dacă am citit ceva și Dumnezeu nu mi-a vorbit nimic, citesc. Ce trebuie să fac eu din ce am citit? Cum pun eu în practică ce am citit? Dar ce mă aștept că am citit? Am mai umplut mintea mea cu ceva? E foarte important. Ia aminte la ce citești. Fă aplicație practică și practică ce ai citit. Amin? Domnul să ne ajute. Citim cuvântul Domnului, îl studiem, îl aprofundăm, dar vrem să facem asta pentru că vrem să trăim împreună cu Dumnezeu și să vrem să fim plăcuți Domnului. Slăvit să fie Domnul. Zice, fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Ar vrea să dau un exemplu. Poate că vi s-a întâmplat, nu? Ești în casă cu copiii tăi și strigi un copil. Băi, dar n-aude mă. Și strigi mai tare de ele la... Ele în salon și tu ești în bucătărie și n-aude. E cu căștile în urechi. E cu căștile în urechi, muzica dată tare și tu strigi tare, dar n-aude. Așa este de multe ori cu cuvântul. Suntem în casa Domnului și n-auzim. Se predică și n-auzim. Mintea noastră este deconectată de aici, este conectată cu altceva și auzim alte voci în urechile noastre. Cine este bine? Trebuie să spatem tot ce împiedică urechile noastre ca să nu ajungă cuvântul Domnului la inimă. De aceea e foarte important, zice, pleacă-ți urechea. Este ca și cum un frate zice, pleacă urechea, îmi place că vreau să zic ceva. Vreau să zic un secret, vreau să spun care este calea vieții. Asta vreau să zică Dumnezeu. Dar noi, cu căștile în urechi, cu gălăgia lumii acestea, cu agitația lumii acestea, n-am auzit nimic. Ca și cum nu m-a strigat nimeni, dar Dumnezeu nu mi-a vorbit niciodată. Și în biserică ne plecăm genunchea și cu urechea de multe ori și vorbim unii cu alții și nu suntem atenți, din păcate. Mi se întâmplă și mie lucrul ăsta. Domnul să ne ajute să ne ierte și să ne pocăim și să fim atenți la ce se predică. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Vreau să vă spun că Domnul ne-a înzestrat cu 5 simțuri, cel puțin 5. Cei credincioși zic că sunt 6, nu? Le știm simțurile, cele 5 simțuri care sunt niște porți spre mintea noastră sau spre inima noastră. Prin ele percepem lumea exterioară, da? Hai să încercăm să zicem de cei care le știm. Ziceți o poartă. Ochii. Cu ochii privim, vedem informație, informația vine în inimă sau în creier, cum vreți să o luați. Nu-i greșit să zici în creier, mintea noastră. Inima noastră. Ok, o să vorbesc ce este până la urmă inima noastră. Ochii. A doua. Urechile. Urechile de care mai înainte vorbeam că pot fi înfundate cu altceva. Urechile. Asculți multă informație și se stochează în tine. A treia. Mirosul. Da? Miros și câteodată dorm sus în dormitor și miroasa clătite. Miroasă de cobor jos rapid și te duci jos în bucătărie că te așteaptă soția cu clătite bune, nu? Mirosul. Sau de multe ori se întâmplă în copilărie, ai mâncat ceva și miros. Vai, Doamne, dar unde am mirosit lucrul ăsta? Și mintea noastră se magazinează. Miros 3, 4. Gustul. Guști. Guști și ai celule gustative, da? Și al cincelea? Simțul tactil, păitul, da? Sunt niște porți deschise spre sufletul nostru, spre inima noastră. Și aici cuvântul Domnului zice să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. Ce înseamnă să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi? Înseamnă să merg cu Biblia toată ziua așa? Să nu mă uit pe unde merg, dar să merg cu Biblia în fața ochilor? Asta înseamnă? Ce părere aveți? Nu înseamnă asta. Dar ce înseamnă atunci? Să-mi pun căștile în urechi și toată ziua să aud cuvântul Domnului? Ce înseamnă să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii mei? Eu vă spun înțelegerea mea. Ce să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii mei, ochii tăi. Cuvintele acestea pe care tu le citești, la care cugeți, la care meditezi,
pe care le memorezi, să le ai toată ziua în ochii tăi. Ochii tăi să fie ochii Domnului Iisus. Când tu vezi un om amărât și nenorocit, să-l vezi prin ochii Domnului Iisus. Să vezi prin cuvintele care le-ai citit, care te îndeamnă la milă, la fapte bune, la compasiune, la dragoste. Atunci, cuvintele acestea nu se depărtează de ochii tăi. Când ai în mintea ta gândul Domnului Iisus, când pentru tine, când vezi un om păcătos mocit la păcatul lui, tu de fapt, tu nu-l vezi numai cât este de păcătos, tu nu vezi numai păcatul lui murdar. Tu vezi mai mult decât atât. Tu vezi că de fapt este un om nenorocit și care are nevoie de mila și de salvarea Domnului. Amin? Astea sunt niște porți. Dar acum depinde cu ce ochi mă uit, cum privesc, ce privesc, pentru că în funcție de ce, de informația pe care o bag în minte prin ochi, poate că cea mai multă informație o bag în minte prin ochi. Pentru că ne uităm încolo și încoace și prindem foarte multă informație cu ochii. Ne ajungem să fim ceea ce suntem. De aceea cuvântul Domnului ne învață în seara aceasta, zice, să nu se depărteze cuvântul de poarta ochiului. Tu trebuie în ochii tăi să ai lumină. Oamenii să găsească în ochii tăi lumina și prin lumina ta să vină la adevărata lumină și să iasă din întuneric. Domnul să facă lumină de prin sufletul nostru. Și ceea ce vedem, să vedem prin ochii Domnului Iisus, prin cuvintele Scripturii, prin învățătura care deja am înmagazinat-o și este în inima noastră, de aceea e de mare valoare. Luați cuvântul Domnului, citiți-l, dar citiți-l nu ca pe o carte oarecare, nu ca pe o carte de istorie, ci ca ceva care îți dă viață. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. Păstrează-le în fundul inimii tale. Păstrează-le în fundul inimii tale. Vorbeam de cele cinci simțuri. Cele cinci simțuri ne pun în contact cu lumea exterioară. Unii zic că este a șaselea simț credința. Eu cred și în a șaselea simț care este credința, pentru că credem, chiar dacă nu vedem, am mai soată, dacă sun la informații, îți dă cineva informații de acolo, tu crezi, nu? Tu crezi. Eu în a șaselea simț îl numesc numai eu, dar nu luați neapărat de bun. Dar prin cele cinci simțuri, tu ajungi să te definești cine ești. De exemplu, dacă eu cu ochii mei privesc pe internet la imagini murdare. Sunt în biserică și atâta mă afectează că mă uit la o fată și ajung să mă gândesc mai la prostii mintea mea și nu mai pot să mă controlez. Pentru că ce în inima mea ajunge să mă controleze. Domnul Iisus spunea că din inima omului, Marcu 7:21, sau cu 13, cu 12, cred că cu 12, sau 21:13, pe acolo zice, poate de la finestră, că dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele. Acolo, în inima omului, se adună ceea ce noi adunăm. Și apoi, câteodată, te miști și zici, uite, cum am enervat așa? Păi cum te-ai enervat așa? Păi, s-a adunat acolo, dar de unde s-a adunat? Dacă eu mă uit la video pe internet, care oameni care sunt nervoși și agitați, ajung să devin și așa. Dacă am un prieten care este nervos și care este așa, devin și eu ca el. Dacă eu, ascultați-mă, la ce vă uitați? La ce ascultați? Vă formează? Se zicea aici că creierul, zicea cineva de fapt aseară, zicea că creierul este singurul mădular care nu este setat. Totul e setat să funcționeze niște parametri, dar creierul setăm noi, mintea o setăm noi. Dacă eu bag numai gumaie, ajung într-o zi să zic, ce cuvântul Domnului? Ce-i aia? Și ajung să fii ceea ce vrei să fii. Și se formează un caracter murdar, un caracter urât. Domnul să ne ajute ca înăuntru inimii noastre să nu fie gumaie. Zice, cuvintele acestea să fie în inima ta, în fundul inimii tale. Acolo trebuie să fie Evanghelia în toată puterea ei. Bunătate, dragoste, milostenie. Astea trebuie să ne caracterizeze pe noi. Și astea să se vadă. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Mai departe, dacă iau cuvântul, îl strâng în inima mea, prin citire, prin auz, da? Zice că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc, versetul 22, și sănătate pentru tot trupul lor.
L-ai găsit? E o întrebare foarte serioasă. Știu că sunt mulți care nu citesc Biblia, poate că vă surprinde, dar știu că sunt persoane care nu citesc Biblia. Foarte puțin citesc, foarte puțin. L-ai găsit? Îs amare pentru tine? Frat, ai găsit cuvintele vieții? Când le găsești, ajungi să te îndrăgostești de Biblie. Ajungi să o iubești, ajungi să o citești. Ajungi să iubești adevărurile, să vrei să le trăiești. Și îți găsești, și ce găsești? Scopul vieții, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc. Începe să, prin credința din inimă, să ajunge la neprionire, da? Prin mărturisirea cu gura. Ajungi să ai viață. Ți-ai pus întrebarea, care e scopul vieții tale? Se zice că am citit o istorioară, nu știu cât este de adevărată, dar ascultați-mă, orice istorie, orice imagine are o paralelă spirituală și aș vrea să înțelegem paralela asta spirituală. Am citit despre un om de 50 de ani, care era un om de afaceri, era un om foarte bogat și la 50 de ani s-a trezit, măi, poate că mai trăiesc 20-30 de ani, 70-80 de ani, dar până acum am muncit și au strâns bani mulți, era bogat, și s-au gândit să plece în lume să cheltuiască cumva banii și să găsească și rostul vieții. Că au zis, băi, dar ce rost are să muncesc până ies la pensie și am strâns degeaba banii ăștia, până acum ce rost are? Și-au plecat în mai multe locuri, nu merg peste tot, dar istoria zice că la un moment dat a ajuns la o mănăstire. Și acolo a întrebat pe un călugăr, care-i scopul vieții? Și călugărul a zis, hai cu mine. Și-au plecat amândoi și se plimbau pe malul unui râu. La un moment dat, râul se făcea mai adânc și călugărul îi zice, haide să intrăm în apă. Și a intrat în apă undeva până aici, în apă destul de adâncă, și îi zice călugărul acum, auzi, apleacă-te și scufundă-te și stai un pic în apă. Omul s-a făcut așa, cum s-a plecat în apă, când s-a plecat, călugărul a venit peste el. Și l-a prins acolo și l-a țâcut acolo sub apă. Omul a început să se zbată, nu mai avea aer, a început să se agite. După câteva secunde bune, i-a dat drumul. O ieșit afară, o țipat ăsta, ca unul vrei să mă umor și foai, nu mai putea de furie împotriva călugărului. Pe ce l-a lăsat să liniștească, călugărul l-a întrebat, ce ai simțit sub apă? Vreau aer, vreau să deschid, nu mai putea, mai vreau să mă omor. Dar zice călugărul, ascultă-mă, care-i scopul vieții tale? De ce trăiești? Ar vrea să înțelegeți ilustrația aceasta. Trebuie să găsim scopul vieții noastre. Care e scopul vieții tale în seara aceasta? Mergi așa din inerție? Nu-i bine. Ai un scop bine definit în viața ta? Trebuie să te pună Dumnezeu într-o zi ca pe Adrian, era cu o mână, se ținea de o bară, a făcut un scurt circuit în grill, de la grillul acela care nu era bine izolat și atâta a strigat de tare și a crezut că și s-a rugat Domnului, până la urmă, soacra lui a venit și l-a scos din priză? Să te bage Dumnezeu într-o criză de asta, să-ți dai seama că ajungi într-o groapă? Și tu, unde te duci? Unde te duci? Unde-i scopul vieții tale? Care-i scopul vieții tale? S-ar putea să prind și o viață veșnică, sau s-ar putea să mă prind. Pentru ce trăiesc eu? Că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc. Vrei să ai viața lui Dumnezeu în tine? Poate că nu-ți plac cuvintele vieții. Roagă-te Domnului, pune-ți inima, silește-te să-ți placă, să le cunoști, să le pătrunzi. Că lucrând adevărul Dumnezeu în inima ta se întâmplă nașterea din nou și viața se schimbă și începi să vezi ce n-ai văzut până atunci, viața care este veșnică și viața din belșug cu Dumnezeu. Avem dorințe, planuri, aspirații, pasiuni. Sunt mulți care vin la biserică și zic că au găsit viața. Și-au găsit-o. Dar n-au găsit viața care trebuie să o găsească. Scopul pentru care te-a pregătit Dumnezeu și te-a făcut, tu nu ești în scopul ăla. Și sunt frați care ajung în depresie. Pentru că nu caută să împlinească planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Că Dumnezeu a făcut un plan cu viața ta și are un scop cu viața ta. Dar eu nu caut să împlinesc planul și scopul Dumnezeu, nici nu-l caut. Și mă mulțumesc numai că vin la biserică. Domnul să ne ajute. Să știm că avem un scop în voia lui Dumnezeu și un plan. Dumnezeu vrea să-și facă planul lui în viața noastră. Amin? Dacă Dumnezeu ți-a zis în seara aceasta, mai un an de trăit. Nu mai mult, un an.
Dani a predicat aici într-o joi un mesaj foarte interesant despre Ezechiel. Dumnezeu mai dat 15 ani? Atât și mai mult. După ce o perâse să iei viața atunci, puneți casa în ugheară, că vei trece februarie, pe aia sunt toți procuri și a zis, mai încă 15 ani. Dacă ție Domnul îți dă un an, ce-ai face în anul acesta care ți-a rămas să pregătești pentru viața veșnică? Ce-ai face? Cum te-ai pregătit? Haideți anul acesta să fie un an în care să cugetăm. Eu trebuie să fac voia Domnului, să fiu în viața, să intru în viața veșnică, să primesc comuna prietenii la Dumnezeu. Să fac tot ce trebuie și tot ce poți și tot ce ține de mine să-L cunosc pe Dumnezeu și să cunosc cu adevărat viața asta veșnică care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne aștea la lucrul acesta. Amin. Că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Sâmbăta trecută a fost un frate pe la mine și mi-a adus aminte de un predicator care când de pe la 20 ceva de ani am ascultat câteva predici de-a lui Derek Prince și zicea că ascultă și îi place și este un om înțelept și vorbește bine din cuvântul Domnului, dar țin minte că am ascultat un mesaj de el și el predica din textul acesta, de fapt predica din versetul 22, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc sănătate pentru tot trupul lor. Era foarte bolnav, era internat de mult, era la spital. Am ascultat peste 20 de ani în urmă predica aceasta, mesajul acela, mărturia lui personală și zicea că era foarte rău, trebuia să iei un pumn de medicamente dimineața la mea și seara și sănătatea lui era așa foarte șubredă. Și zice, am citit cuvântul Domnului și când am ajuns la textul ăsta, zice, am luat textul ăsta pentru mine. Ce l-am înțeles într-un mod diferit și sănătate pentru tot trupul tău. Și atunci a luat așa un angajament înaintea Domnului și a zis, Doamne, dacă Tu ai promis că cuvântul ăsta e sănătate pentru trupul meu, eu nu mai vreau medicamente. Și și-a luat riscul dimineața în spital, la amiază și aia, când de medicamente le arunca. Și în loc să ia medicamente, citea din cuvântul Domnului. Și vreau să spun că Dumnezeu i-a dat viață și sănătate. Slăvit să fie Domnul. Asta a fost pentru omul ăla. Dar eu am cugetat și eu la cuvintele astea și zice, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Frații mei, vreau să spun, cuvintele Domnului Iisus, cuvintele Bibliei, pot fi sănătate pentru trupul tău. Când nu le crezi, nu sunt nimic. Deci nu sunt nimic. Nu sunt nimic. E o carte de istorie, e o carte de ce vrei. Putem vorbi în locul acesta despre o sănătate mentală și o sănătate fizică. Vreau să spun că foarte mulți specialiști zic că sănătatea mentală a minții are de-a face cu sănătatea fizică. Când tu trăiești într-un continuu stres și tu ții stresul ăsta asupra ta și te stresezi pentru copii, pentru școală te stresezi, te stresezi pentru bani, pentru rată mă stresez, mă stresez pentru aia, tot un stres. Și stresul mă face să fiu agitat cu copiii. Și pe tine le face să vii agitați cu părinții. Și nu cred cuvântul Domnului acestuia care zice și aruncați asupra lui ce? Ce s-a aruncat asupra Domnului Iisus? Toate îngrijorările noastre, dar toate! Și nu le aruncăm, și le păstăm asupra noastră. Și afectează sănătatea, afectează inima, afectează multe alte lucruri. Într-o mare seară la timpul de rugăciune răspuneam că am ascultat un mic mesaj de Petru Popovici. E unul dintre predicatorii baptiști, un om deosebit al Dumnezeu și a dat un interviu la 100 de ani. Avea 100 de ani, acum are peste 100 de ani omul acesta și acolo, în interviul ăla scurt, poate 15 minute, zice că m-a întrebat doctorița la care mă duc și zice, frate Popovici, dacă tine nu te doare nici capul, nu te doare nici ea, nici ea, ție nu-ți dau medicamente, mă, care-i secretul tău de ești așa de sănătos de 100 de ani? Și zice, solo, dragă, dar nu am niciun secret. Știi, că deci după ce am stat un pic și m-am gândit, zic, măi, să știi că am un secret. Și eu zic, care spune-mi și mie să-l am și eu, că și eu vreau să fie așa sănătoasă. Ascultă-mă, secretul meu că eu tot pun asta Domnul Iisus. Viața de păstor nu e grea. Nu e ușoară, vreau să zic. E foarte grea. Mai ales dacă tu porți totul. Dar și viața ta poate să fie la fel de grea. Chiar dacă nu ești păstor. Domnul să ne ajute să învățăm. Să punem poverile, greutățile, sarcinile. Sunt unele care nu le înțeleg. Și nu le înțelegem. Și ne punem mii și mii de întrebări în capul nostru. Pune-le asupra Domnului Iisus. Pune-le toate, nu le purta. Să știi că te îmbolnăvește. Cuvântul Domnului spune că astea îmbolnăvesc inima.
Cuvântul Domnului, citit și crezut, este sănătate pentru trup. Amin? De aceea trebuie să ne punem inima să citim cuvântul Domnului și nu să citim, să-L credem. Nu mai zic asta, dar totuși o să vă zic, citisem despre un doctor german care a făcut multe studii despre cancer, că atâta mă tristează când aud că atâția bolnavi de cancer sunt. Asta e numai părerea lui, nu la 100% de bună. De el a făcut niște studii pe creier și a văzut că anumite puncte din creier sunt afectate. Când cine are cancer de plămâni, e un punct din creier, cine are cancer de altceva, e alt punct. Și a făcut o chestie, pentru că în viața lui s-a întâmplat o tragedie. Copilul lui a murit, soția lui s-a îmbolnăvit de cancer, a murit și ea, și apoi s-a îmbolnăvit și ea, și apoi a început să studieze. Și știți ce a spus acesta? Că creierul, când vede că o mamă se îngrijorează pentru copilul ei, îi dă comandă sânului produ lapte, dar nu mai poate să producă, că la copilul de 20 de ani, ce să mai producă? Atunci se formează ganglionii aceia din cauza îngrijorării. Primite comandă ca să fortifice organismul. Dar nu are ce să fortifice. Deci atunci cei care fac cancer de plămâni, zicea medicul acesta, li frică de moarte. Li frică de locuri înguste de moarte. Și atunci ei fac cancer de plămâni. Pentru că creierul dă comandă, fortifică plămânii. Și încep să apară ganglionii acolo. E o părere, nu știu dacă e adevărată. Dar vreau să spun, și oamenii de știință zic lucrul acesta. Dar noi creștinii oare n-ar trebui să credem? N-ar trebui să credem că trebuie să le punem toată mâna Domnului? Și să ne mai purtăm noi? Asta zic oamenii de știință. Dar noi de multe ori suntem așa de frământați, așa de îngrijorați, așa de la pământ. Domnul să ne binecuvinteze. Și toată încrederea noastră să ne punem numai în Domnul. Versetul 23 este cuvântul Domnului. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amin. În inima noastră sunt dorințe, sunt emoții, sunt stări, informații, amintiri. Dar de ce să-mi păzesc inima? Dar cum să mă păzesc? Dar de cine să mă păzesc? Adam și Eva trebuiau să păzească și ei grădina Edenului. De cine să o păzească? Frații mei, ziceam mai înainte, de poarta ochiului. Unde ajunge tot? În inima. Cum să-mi păzesc inima? Mai jos o să vedem, învață cuvântul Domnului, să fiu otărât. E așa de ușor să păcătuiești. E atât de ușor. E așa de ușor să păcătuiești cu privirea. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Apoi ne întrebăm, de ce tânărul ăsta este atât de obraznic? De ce răspunde așa de urât și de obraznic? De ce vorbește așa de murdar? Pentru că îi plac pe internet lucrurile care sunt de tineri care se obraze și fac năzdrăvenii. De ce se ține numai de lucruri slabe? Și numai piedici și șmecherii face? Pentru că la asta se uită toată ziua la video de alea care fac tot felul de trăznăi pe internet. Lucruri care, deci, mă uit cum au făcut ăla, i-au pus ceva la cioare și explodat, au pus nu știu ce și explodat, dar te uiți odată, te uiți de 10 ori, lucrurile alea încep să prindă, să încolțească. Da. Se produce o poftă în inima ta, pentru că tu bagi în inima ta o travă. Bagi o travă în inima ta. Și apoi zici, nu mai găsești plăcere nici în cuvânt, nu mai găsești plăcere nici în adunare, nici în cântare, nu mai găsești plăcere în Dumnezeu, pentru că găsești plăcerea în altceva. De aceea, hai să ne punem inima. Și să păzim. Nu voi da ochilor mei tot ce poftesc. Nici urechilor mele tot ce poftesc. Ele vor nu știu ce muzică. Ce voi băga în urechile mele? Ce voi da ochilor mei? Alea se duc în inimă. Și Domnul asta ne cheamă. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Mai mult decât privire. Pentru că numai prin privire vine în tine. Vine și prin urechi, vine și prin simțuri. Deci, am făcut aia, am pipăit aia, am mâncat aia, dar nu mai pot de poftă. Nu zic eroină, că merg prea departe. Marihuana, am luat aia și simt o dorință așa de puternică să iau din nou. Dependențe, m-am jucat la jocuri de noroc, am așa dorință puternică să mă duc iarăși acolo. Se formează, pentru că la început ești lăsător. Mă duc și eu să văd cum e. O dată, de două ori, ce, dar de trei ori, dar o să fiu așa de scurt. Nu. Și după aceea te trezești că te trânești așa cu un lanț.
pofta, pentru că a lăsat-o să pățească și e greu să o scoți de acolo. Oricum vreau să vă zic, chiar dacă ai ajuns acolo, te simți prins în laț și în cursă, să știi că Domnul Iisus te poate scoate de acolo. Cere ajutor. Cere ajutor de la Domnul și cere ajutor de la cineva să te ajute. Sfatul Domnului aici este, păzește-ți, dar să știi că și dacă ai ajuns de acolo, este cineva de acolo. Cu toate că citești în proverbe și pilde că unii care au curvit, zice că ei nu mai pot găsi calea vieții. Cântărește mult păcatul în ochii lui Dumnezeu. S-ar putea să zică Dumnezeu, lui niciodată nu ai vrea să lasă găsească calea vieții. I-am vorbit de atâtea ori și n-a vrut să asculte. Și l-am lăsat să cadă în păcatul ăsta, nu-i mai arăta calea vieții. De aceea luați aminte. Nu ne jucăm cu păcatul. Nu încercăm păcatul. Chiar dar să știi că chiar dacă ai ajuns acolo, este cineva care poate să te scoate, care ierta și pe o femeie păcătoasă, slăvi să fie Domnul. Dar nu te juca, că nu știi dacă o să ai harul. Domnul să ne dea înțelepciune lucrul acesta. Amin. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Vezi? Te uiți la un om. Analizezi un om. Zicea Adrian într-un moment în Canada că avea 3 geamuri. Nu mai 3. Dacă putea să nu doarmă 24 din 24, poate că avea 4. Și nu-i singur. Și mințim de dimineață și până seară. Și când eu mă uit la un om și îl văd direcția în care merge, îi văd izvorul vieții lui care iese din inima lui. De exemplu, inima mea poate să stea în portofel. În momentul când ajung într-o criză financiară și Dumnezeu, mă, că ce și pe aici și ne trece pe toți și ne încearcă, mă tulbur. Dar mă tulbur așa de tare, nu mai văd, nu mai aud, nu mai înțeleg, dar de ce Dumnezeu, dar de ce îngăduit, dar de ce tocmai eu și încep mii și mii de întrebări. Și, de fapt, izvorul vieții mele știu unde stătea. Nu Dumnezeu, care e Dătătorul și Creatorul, care are putere, stă în bani. Și când nu-s bani, nu-s gata, eu-s la pământ, nici credință nu mai trebuie, nici nimic. Unde e izvorul vieții tale? Dacă eu mă uit la tine, în ce direcție se îndreaptă izvorul vieții tale? Se îndreaptă pe cărările slujirii? Se îndreaptă spre bani? E foarte important, frații mei, să înțelegem adevărul acesta. Unde merge izvorul inimii mele? În ce direcție? Am eu inima mea și mintea mea consacrată Dumnezeu și nu vreau altceva decât să-L slujesc pe Dumnezeu? Nu zic că nu trebuie să mai muncim? Nu trebuie să ne facem partea? Nu. Toate trebuie făcute în armonie. Dar Domnul să ne dea înțelepciune. Domnul să ne ajute să ne cercetăm inima. Și zice că-și din ea ies izvoarele vieții. Citeam spusele Domnului Iisus. De acolo iese multe necurății. Și atunci o să te întreb și să spui, este mântuit, nu este mântuit. Aș vrea să trec mai departe. Mai am un gând cu izvoarele vieții, pentru că în Ioan 7 cu 38, Domnul Iisus spune că în ziua cea mare a Paștelui a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și în inima lui vor curge râuri de apă vie. Versetul 38 zice, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, curge Scriptura. Dar în inima ta, și ce trebuie să fie? Duhul Sfânt în plinătate, care controlează toate domeniile vieții tale și râuri de apă vie care curs pe alții, alții beau și vin la pocăință. Domnul să le facă lucrurile astea în viața noastră. Să fie numai bunătate, dragoste și credincioșie față de Domnul. Amin. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înainte. Ochii tăi să privească drept. E foarte important ca Iob zicea că a făcut legământ cu ochii lui. Fratele Neru Brie ne învăța aici să facem legământ cu ochii noștri. Trebuie să privească drept. Nici vorbă să mă uit la ce nu trebuie. Nici gând să mă uit la ce nu trebuie. 100% ochii mei să privească drept. La ce? La lucrările care le-am citit, le-am privit, le-am învățat prin cuvântul Domnului și să merg în ele. Ploapele tale să caute drept înaintea ta. Dacă mă duc așa și mă uit așa în stânga, mă uit în dreapta, m-a văzut cineva? Nu cred că m-a văzut, frații. Și ochii mei nu privesc drept. Și ajung să merg pe lângă, să mă potignesc, ajung să cad.
Dar ca ochii tăi să privească drept, trebuie o hotărâre în inima ta. Și cuvântul Domnului spune mai departe, zice, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Frații mei, zic o chestie banală care s-a zis la tine, eu nu beau, păi de ce nu bei? A, nu-mi place să beau. Băi, eu nu beau că-s credincios, că-s pocăit. Am înțeles cuvântul Domnului că nu-i bine să beau. Și oamenii care beau sunt foarte ușor, gura lui pe dinainte, ochii privesc la prostii și așa mai departe. Gura le vorbește prostii. Eu nu beau că-s credincios și nu vreau să supăr pe Domnul. Asta înseamnă un om hotărât. Dacă îmi spun, nu beau că mie nu-mi place berea. Dar poate că n-ai băut niciodată bere și poate că îți place. Și ai spus o minciună. E nehotărâre. Păi, de ce nu vii cu noi acolo, la bar? Sau în altă parte, la un lucrău, să zic. Dar n-am ce căuta acolo. Eu cred că lucrul ăsta nu-i place Domnului. Frații mei, Domnul vrea să fim hotărâți și să spunem oamenilor pe nume și pe fațele acestea. Pentru că oamenii văd și atunci văd credința din noi și doresc o credință adevărată. Domnul să ne ajute. Amin. Zice, cărarea pe care mergi să fie netedă. Trebuie să fii ferm, hotărât, decis, neșobăitor. Vedeți? Eu dacă pun mâna aici pe amon în față, ăsta este neted. Dacă el ar fi fost șlefuit și săptămâna trecută am pățit la serviciu și mi-a uitat un șpan în mână, în dege de fapt, era atât de mic, mă, că de bine vedeai cu ochiul liber. Dar când punea mâna pe ceva, băi, atât de zici că până la inimă mă înțepa și nu de multe ori să scap lucrurile din mână. Și nu vedeam și nu aveam cu ce să-l scos și m-am ghilit până la urmă vreo 2-3 ore când m-am scos afară. Dar când dai cu mâna și ții într-o așche mână, doare. Ce înseamnă cărarea ta să-ți fie netedă? Mi-am zis aminte când am fost într-o tabără, de-a fost și fratelui Mogovan Ioan și soția lui era asistentă, mă, în tabără atâția mi s-au accidentat, în fiecare zi 2-3 se lăgeau cel puțin de acolo. Fugeau prin pădure, ei învățau să alerge pe loc drept, se agățau de o rădăcină, de o piatră, măi, deci aveam ceva ce puneam la ladă să țină la rece aia, nici nu se răcea bine cu puneam la altul copil, chiar se lăgeau, zic, Doamne, ăsta nu știu ce cu copiii, știi? Pentru că nu suntem învățați să fugim pe loc deniverat și preferăm locul drept, dar pe care credinții la fel. Vă aștept aminte cei care au fost în tabăra aia, câtă vânătă i-au lăsat la picioare. Fugeau de scurs pe acolo să loveau. Ba, unghia de la picior, ba, nu știu ce. Cărarea ta trebuie să fie netedă. Adică când intră cineva în contact cu tine, nu trebuie să intre așchea în mână. Nu trebuie să cadă într-o groapă pe care tu ți-ai permis, de exemplu, ți-ai permis să faci un lucru. Indiferent care. Și zic, dacă Sorin își permite, eu de ce mi-aș permite? Și atunci cade și el în groapă. Cărarea ta nu mai e netedă deja. Pe unde mergi tu, nu lași un drum nivelat să-L cunoască pe Domnul. 3:30. Proverbe 3:30. Zice, nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu te certa fără pricină cu cineva. Așa de ușor să cauți ceartă. Aia știi ce e? O așchie. În degetul cuiva. Și dacă ți-a făcut rău, tu nu trebuie să cauți ceartă. Dar dacă nu ți-a făcut rău? Știi ce înseamnă o groapă? Când eu îl vorbesc de rău cu un frate. Știi ce înseamnă o groapă? Când eu bârfesc o soră. Știi ce înseamnă o groapă? Și cărarea mea este netedă. Când eu fac tot felul de lucruri urâte. Când eu sunt nemulțumitor și încă ceva în contact cu mine. Și bă, dacă și pocăiții sunt așa de nemulțumitori de viața asta, de conducerea țării acestea, de mâncare, de îmbrăcăminte, că uite îmbrăcăminte asta, mă, nici cum nu-i bună, dar după ce ai mătase pe tine, ești nemulțumit, așa? Dacă aveai un sac de cârpă, erai mai mulțumit. Și mâncarea asta, după ce o mănânci din belșug, nu e ca aia din România. Tot nemulțumit. Îmi place Domnului. Și ești opicem de tot în mine. Dacă noi credincioșii n-avem o viață, ce să zicem cei din lume? Ei văd groapă după groapă pe cărarea mea. Păi, nu vor să vină pe care Domnului. De aia zice cuvântul Domnului, cărarea pe care merg să fie netedă și toate căile tale hotărâte. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău, încheie cuvântul Domnului. Amin. Amin.
Frați și surori, cuvântul din seara aceasta, fără îndoială, a fost un cuvânt foarte bogat, o mulțime de sfaturi practice, pentru că viața de credință înseamnă viață trăită după alte principii și după alte rânduieri. Aș vrea să încheiem seara aceasta în casa Domnului într-o rugăciune de mulțumire și de încredințare în mâna bună a Domnului. Unii ați răsuflat ușurați, să vă tindă, gândindu-vă că poate o să încep să mai aduc completări, nu voi aduce, de aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și apoi să mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările pe care ni le-a rânduit de lungul zilei de astăzi și să rugăm să ne poarte de grijă pentru săptămâna care stă în fața noastră. Amin.